Paza bună trece primejdiarea. O vorbă veche din bătrân, dar care trebuie respectată și acum, mai ales zilele acestea, când meteorologii emit zilnic coduri galbene și portocalii. Casele, mașinile sau chiar noi suntem puși în pericol din cauza copacilor care se pot prăbuși oricând. Foarte multe astfel de cazuri au fost înregistrate chiar săptămâna aceasta, când la Bulzi un om a murit, iar 16 au fost răniți, sau ieri, când 10 de mașini au fost avariate din cauza furtunii violente. Așadar, luând în considerare că aceste fenomene vor continua și zilele care urmează, iată ce trebuie să avem în vedere pentru a nu deveni peste noapte păgubiți. Pe lângă riscul la care se expun atunci când se urcă la volan, posesorii de autovehicule mai au câteva motive de îngrijorare. În orașe mai ales, un risc foarte mare este reprezentat de distrugerile cauzate de vijelii. În acest caz, cea mai bună variantă este cu siguranță polița de asigurare. Cei care nu dețin însă o astfel de poliță vor fi nevoiți să-și plătească paguba din propriul buzunar. Totuși, nu întotdeauna situația stă astfel, asta pentru că mulți oameni, chiar și fără poliție, își recuperează paguba. Birocrația este însă în defavoarea păgubitului. Iată care ar fi pașii pe care trebuie să-i urmați. 1. Trebuie să sunăm la 112. Este esențial să se constate de către un organ public. La acest pas 1 ar trebui să facem niște poze. Pasul 2, trebuie să ne interesăm dacă respectivul pom, arbore, a fost luat în evidența primăriei. 3, ar trebui să facem un drum neapărat la direcția rutieră. Acolo ar trebui să avem o autorizație de reparație a mașinii, care la fel constituie o probă destul de importantă în instanță. Un al patrulea pas, să-l numim, ar trebui să facem o cerere către primărie prin ADP-ul acela renumit și să solicităm contravaloarea. Pentru că peste 80% dintre șoferi dețin și polițe casco, aceste proceduri greoaie nu se mai efectuează. Omul se mulțumește să-și ia banii de la asigurări. Însă au existat foarte multe și chiar după ultima furtună, sesizări. Vor urma cu siguranță și depuneri în instanță. Bilanțul în urma vijeliilor de ieri care au măturat România arată că au fost înregistrate 30 de victime, aproape 700 de copaci au căzut pe carosabil, iar 24 de acoperișuri și 72 de autovehicule au fost afectate. Cu astfel de probleme s-a confruntat și capitala. La nivelul primăriei capitalei a fost constituit un comandament de urgență care monitorizează efectele produse de fenomenele meteo nefavorabile, ploaie, vânt și descărcări electrice. Menționăm că nu au fost înregistrate victime omenești, iar sesizările au fost transmise pentru remediere urgentă. Pentru a evita pe cât posibil aceste situații, este recomandat, dacă observați că un copac se află în pericol să cadă, să sunați la administrația domeniului public, care la rândul ei va fi nevoită să se adreseze direcției de mediu din cadrul primăriei.